La mulți ani, Piatra Neamț, 24 iunie 2021, noi suntem aici, prezenți la 14-a ediție a proiectului cultural Orașul Artiștilor. Au expus de data aceasta un număr de 18 artiști. Sper din toată inima ca în... Sigur că expoziția este între 15 și sfârșitul lunii. Am pus vernisajul la o săptămână după ce am pus lucrările pe semeze, tocmai pentru ca să marcăm acest eveniment. Vă rog, vă invit publicul din Piatra Neamț să treceți pragul acestei expoziții în următoarea săptămână, astfel încât să ne bucurăm cu toții de această sărbătoare și această expoziție și să prețuim munca acestor artiști. Despre eveniment vă va vorbi criticul de artă și scriitorul Lucian Stroichi. Da. Iată, temperatura e foarte înaltă. Sper că și din cauza dumneavoastră, nu numai o natură care nu se hotărăște odată dacă e toamnă, dacă e vară, dacă e iarnă, primăvară. Mă rog, cineva spunea chiar că trăim patru anotimpuri într-unul. De fapt, astăzi avem o quadruplă comemorare. În primul rând este Sfântul Ioan Botezătorul, patronul spiritual al municipiului nostru și altor orașe. Și aș face doar mențiunea că doar Maica Precistă și Sfântul Ioan Botezătorul au două sărbători în calendar, atât moartea cât și nașterea. Deci acum avem nașterea. Sigur că el rămâne patronul Pietrei. A fost și o tentativă de a proclama ziua orașului pe 7 ianuarie, dar categoric 7 ianuarie, cel puțin teoretic, înseamnă frig, înseamnă o demobilizare. Iată că și căldura e la fel de necruțătoare. Al doilea moment îl constituie sânzienele, care intră în tradiția poporului român, mai ales pe partea Moldovei sunt sânziene, spre Oltenia, Drăgaicele și așa mai departe. Important este că, precum doamnele și domnișoarele, sunt zâne bune. Deci sunt zâne bune, foarte rar se supără, își împletesc tot timpul cosițele și așa mai departe. Evident, avem și florile numite sânziene și e semnul sigur că vara este la... Da. Probabil vrea să intervină cineva. Nu? Da. Deci, florile de sânziene sunt un simbol al verii și foarte important, de două ori pe an cerurile se deschid. Acum și de Sfântul Ștefan, primul martir al creștinătății, cel care l-a văzut prima dată pe Iisus alături de Tatăl Său. Deci, iată o zi cu adevărat importantă și aș vrea să cred că cerurile s-au deschis pentru artiști, că ei au intrat în dialog prin aceste nuclee de condensare, prin lucrările care prezintă și dau un examen în fața celor de sus. Care nu sunt politicieni, dimpotrivă, sunt îngeri, sunt
cum să vă spun, cei aflați în Elizeu. A treia sărbătoare, și chiar am rămas uimit, iată, totuși două persoane țin cont de această zi, e vorba de Ia, sărbătoarea Iei, și mă mir că Carmen, care e foarte așa, n-a venit în Ie, dar, mă rog, asta e altceva. Și vreau să vă spun că Ia poate fi folosită și în scop propagandistic și politic. Țineți minte că și Regina Maria și fetele ei se îmbrăcau în I, și chiar atunci când Carol I o pețește într-un fel pe Maria, se duce cu o Ie la Londra și rămâne sensibilă și așa mai departe. Multe din lucrurile știți, dar e bine să le reamintim. Să vă spun câți pictori români au atacat acest subiect Ia românească. Aș spune că așa prima, acum două săptămâni, erau Iile românești acolo, create de Dumitru Bezem. Dar, categoric, că cea mai cunoscută Ie este Cerebra la bluz rumen a lui Matisse, și aș spune că România a devenit foarte cunoscută, foarte rapid, și prin această Ie, care, mă rog, alături de dans, sunt două dintre lucrările celebre ale artistului. Dar ea înseamnă și altceva, nu numai aderența la frumusețea naturală, la această lume necoruptă a satului, plină de tradiții, ci și alfabete secrete. Dacă mergeți spre Bucovina, veți găsi sate în care motivele din Ie devin motive care se pun pe case. Există o întreagă simbolistică care permite celor care știu să descifreze totul despre persoana care poartă Ia. Iată trei momente care, legate de sărbătoarea orașului, permit o manifestare de acest gen, echilibrată, cu 18 artiști care expun. Sigur, puteau să fie mult mai mult, puteau să fie și romașcanii, sau probabil ei sărbătoresc separat, mă rog. Acum despre artiști. Sigur că atunci când vorbim de o filială, există trei tipuri de artiști. Există seniorii, și din păcate ne cam părăsesc. Mă gândesc la Puiu Badana sau la Mircea Răzvan Ceacâru, și sigur, cei dinaintea lor. Există apoi artiștii maturi, cu ghilimele de rigoare. Adică orice ar fi, indiferent ce am spune despre unul sau altul, pe Ștefan Potop nu-l poți da jos nici cu Macaraua. Este un artist profund, important. Văd că râdeți. Probabil că ați încercat, nu? Și n-ați reușit. Așa. A treia categorie este artiștilor în plină afirmare. Și poate aceștia sunt cei mai interesanți. De ce? Pentru că sunt o permanentă surpriză. Fiind o permanentă surpriză, chiar criticul nu știe de multe ori de unde să-i ia, nu le poate vedea traiectoria și așa mai departe. Și asta e interesant și provocator. Mă uit la Irina Moldovan, la lucrările ei, și este un asemenea exemplu. Sigur, pentru mine, și n-aș vrea să sune, nu știu cum, chiar alte nume pot însemna asemenea surprize. După cum, există și reveniri. De pildă, deși mi-a fost elevă, Oana Gavriliu, nu am mai expus, cel puțin eu nu am fost, de mult. Și iată acum cu două lucrări interesante, mult mai luminoase, schimbându-și puțin stilul. După care, recunosc o
trei din cărțile mele, cărțile pentru copii, alfabetul animalelor, au fost ilustrate de George Romilă și iată, vine și ne surprinde cu câteva lucrări extrem de sugestive. Iată, una dintre ele, cea cu corbul, poate fi oricând o copertă. Sigur, surprize pot apărea oricând. Ștefan Potop se resetează și vine cu un triptic extrem de interesant. Glumeam chiar că acum ori a dat de bani, de aur, și atunci culorile tind să devină ca la Rembrandt, mă rog, când era sărac. Aur, foarte interesante propuneri. Luțu Bostan, Dumitru Bostan, care este în linia lui, dar este cel care, poate singurul pictor, care privește printre gene, o achiziție de ultimii ani, care este Carmen Cărbunariu, pe care o consider un artist extrem de important și care vine cu o provocare, iată aici o dublă provocare, în portret, unde ne propune un Gete Chirilianu mai puțin știut, după cum recent la Roman, unde a avut loc festivalul Garabeti Brăileanu, a propus un Garabeti Brăileanu, un fel de portret robot. Deci, artista mărturisea că au cunoscut câteva portrete ale lui din tinerețe și câteva din bătrânețe, dar nu erau exact din perioada maturității. Și atunci artista a făcut așa o tehnică de suveică și a reușit să obțină un portret extrem de controversat. Și asta a plăcut, adică au fost și detractori și aplaudat și tot ce se vrea și o să mai vorbim despre asta. După cum mărturisesc că nu cu mult timp în urmă mi-a făcut un portret pe care îl consider unul dintre cele mai bune pe care le am, deși am peste 400 de asemenea lucrări. Deci, sigur, aici e prezentată în două ipostaze, cea portretista, și e foarte bună, și vă spuneam că nu pictează după fotografii, și în fine acești cai, deci dintr-o dată dinamica deosebită, calul numereau cu o simbolistică absolut fabuloasă. Nu știu, am voie să mă mișc. Iată aici o lucrare care îmi place foarte mult. Așa. Deci este cea lui Cristian Bistricianu și de ce îmi place foarte mult. Până la urmă, toți artiștii se întâlnesc între ei. Eram la Casa Eminescu cu Ana Blandiana și mi-a zis, pot să scriu o poezie scurtă despre un fluture? Și am scris următoarea poezie. Ce este un fluture? Altceva decât negativul unui sărut. Și cred că domnișoarele care se rujează pentru prima sau a doua oară pun pe hârtie rujul, sărutul și seamănă cu un fluture. Și iată cum un artist vine să facă același lucru. N-a vorbit cu mine, probabil nici n-a citit textul sau ceva și e aceeași idee. Sigur că putem dezvolta la infinit toate aceste simboluri. Ce înseamnă un fluture? Un fluture este simbolul efemerității, categoric. Gândiți-vă la falenă care zboară în jurul luminii, deci e obsedat de lumină și moare, arzându-și aripile. Gândiți-vă la molie care este strivită pentru că e privită ca un dușman, mai ales de către gospodine.
Gândiți-vă la fluturile de varză care ai văzut mai ceva ca iepurile sau mai știu cum, al dușman natural al verzei. Gândiți-vă la fluturile care totuși trebuie să moară pentru a da un lucru minunat și anume mătasa naturală. Apoi fluturile ochi de păun și toți ceilalți sunt peste 3000 după știința mea de specii și sigur exemplarele care variază foarte mult și așa mai departe. Dar fluturile înseamnă și simbolul eternității. Puțin știu și vă garantez că e corectă informația. După cum, dacă este un fluture roșu, poate semnifica sufletul unui erou căzut în luptă, dacă sunt doi fluturi, fericirea conjugală, și, iată, dacă este vorba de un flutur albastru, este vorba de vocația spre infinit. Și putem continua. Vă spun pagini întregi numai despre fluture. Dar, revenind la, iată, la această dinamică, mai spun doar un lucru. Calul este singurul animal care în fugă nu atinge, la un moment dat, solul cu niciun picior. Toate celelalte, chiar ghepardul, care e cel mai rapid mamifer și așa mai departe, nu reușesc acest lucru. Acum, reîntorcându-ne la lucrări, să-l notăm pe Cuciureanu, care vine cu câteva propuneri și dacă vă uitați atent ceea ce reținem din acea monocromie sunt ochii, care par aceiași în același timp expresivitatea e diferită, ceea ce probează calitatea artistului. Dumitru Bezem, care vine cu, iată, cu flori și cu celebra de acum a ajuns precum creangă cu acei motocei și cu humuita sobă. Lucrări foarte echilibrate pe care, iată, le avem și cu dominante ale lui Ștefan Diaconu. Nu știu dacă eu am o lucrare foarte asemănătoare cu aceasta, cu natura statică, a lui Mihăilescu Craiu. Foarte asemănătoare, deci culorile par a fi într-un fel, dar sunt culorile fundamentale, sunt verdele, roșu și albastru. Ceea ce probează că autorul știe mai mult decât ne spune. În fine, vă spuneam despre George Romilă și iată acest corb. Poate o aluzie la corbul lui Edgar Allan Poe. Poate că este o aluzie și cred așa că e vorba și de corbul corvineștilor. Oricum, corbul rămâne cea mai înțeleaptă prin tradiție. Pasăre de zi și, bineînțeles, bufnița e pasărea de noapte. Apoi, mărturisesc că știu mai puține lucruri despre doamna sau domnișoara Valentina Chirbase, am aflat de la Ștefan Potop, dar e bine să învățăm permanent, să ne acomodăm cu alți artiști. Iată un Grigore Agache, care am înțeles că n-a putut veni aici pentru că își sărbătorește ieșirea la pensie undeva la o cupolă, dar să-l considerăm alături de noi, un Laurențiu din Mișcă, mai puțin exploziv ca altă dată, Romanescu, dar aș vrea să revin la Grigore Agache și la Valentina Chirbase. Se obține în ultimul timp ceva interesant. La Tur există singurul muzeu din lume al Gemailului, care e o combinație între mozaic și vitralii.
nota distinctă, odată chiar am să vă aduc niște, cum să spun, niște reproduceri interesante, sunt zonele luminoase. Deci, de fiecare dată avem o zonă luminoasă care ne atrage și în felul ăsta ne obligă să mergem în cercuri concentrice și să cucerim lucrarea. Deci, iată, aici avem două, acolo una. Deci, semn că, chiar dacă instinctiv, artiștii simt arta. Iată, a venit și George cu întârziere, tocmai te-am lăudat. Era imediat după cadrul și... Da, era never, da. Bun. Deci cam asta ar fi de spus. Mă bucur că n-a venit nicio oficialitate locală. Așa nu-i jignim, pentru că a fi artist înseamnă a fi altceva, a fi aparte. Dar să amintim că la sportivi și la mari artiști, în Grecia antică, în polisuri, se mai spărgea câte un zid atunci când era vorba de un Socrate sau de un campion olimpic sau de un mare artist. Ei, se pare că nu există niciun risc, bâtca Doamnei rămâne intactă, sigur sunt lucruri și manifestări mult mai importante, întrebând odată un primar, totuși sunt niște fonduri pentru cultură și nu erau puține, mi-a zis, păi ce să facem, sunt artificiile, sunt manelele, sunt atâtea care aduc voturi, dumneavoastră, din păcate, aveți marele dezavantaj că nu puteți aduce decât 30-40 de voturi și atunci nu sunteți interesați din asta. Dar, revenind la serios, dumneavoastră sunteți cei care asigurați perenitatea municipiului. Nu vreau să spun mai mult, dar când cineva face o referire la municipiu, până la urmă, tot la valorile culturale se referă. Da, este tot ce am vrut să vă spun. Vă mulțumesc că ați venit. Ne considerăm, într-adevăr, o societate semisecretă, nu? Subversivă și e bine că o frăție culturală. Da, vă mulțumesc!